După mai bine de 15 ani, în municipiul Hunedoara va avea loc prima competiție majoră de box. Competiția debutează duminică în sala Constructorul. Peste 100 de pugiliști din întreaga țară vor lupta la 10 categorii de greutate pentru Cupa României la tineret. Întrecerea se va întinde până joi 30 aprilie, când sunt programate finalele. Municipiul Hunedoara va fi reprezentat de medaliatul cu bronz la campionatul mondial de junior din anul 2013, sportivul Dobondi Sorin Claudiu. Competiția este organizată de Clubul Sportiv Școlar Hunedoara, Asociația Județeană de Box Hunedoara, în colaborare cu Federația Română de Box și cu sprijinul Primăriei Municipiului Hunedoara. Duminică, boxerii vor lupta de la ora 17 în preliminarii, pentru ca luni și marți să se dispute sferturile de finală de la aceeași oră. Semifinala fiind programată pentru miercuri, iar finala joi la ora 11. Intrarea este liberă.